Vă salut, prieteni, și la mulți ani! În acest clip vreau să vă arăt ce modificare am făcut la sistemul de prindere al remorcii pe motocultor și mai concret am înlocuit bucșa prin care intra acest bolț și am folosit o cruce cardanică de aro. Bineînțeles că a trebuit să o modific pentru că eu nu am nevoie decât să pivotez stânga-dreapta, iar cealaltă parte a trebuit să o tai. Am pus niște platbande ca să fie fix, să nu balanceze sus-jos și, mă rog, cu niște întărituri. Am demontat-o toată, am făcut-o bucăți, am scos bilele, le-am spălat, le-am curățat, băgate la locul vaselină, puse garnituri, siguranțe, tot ce trebuie acolo. Și plus că ea nu mai avea gresor. Nu știu dacă se poate vedea aici, unde am pus eu degetul, are un gresor. I-am corijat filetul, avea o gaură, dar a trebuit să-i corijez filetul. I-am pus un gresor și acum pot să-i bag vaselină cu decalemitru. Se virează mult mai ușor față de cum se vira înainte, pentru că acesta a fost și motivul pentru care am schimbat-o. Neavând diferențial la el, am mai și mărit distanța între roți și automat se virează mai greu. Am încercat eu, am făcut manicos cu diferențial, dar nu mi-au plăcut cum se comportă și am renunțat la ei și acum am făcut această modificare, plus că a trebuit să dau și scaunul mai în față, pentru că la mine venea bucșa veche undeva pe aici și acum s-a mărit toată această cuplă de prindere și a trebuit să vin și cu scaunul mai în față, iar pe viitor am în proiect să-i pun două glisiere, ceva să culiseze pe ele ca să-l pot regla pur și simplu ca la mașină, să nu mai stau să tai cu polidiscul, apoi să sudez, revopsește și toate cele. De-aia mai am, trebuie să mă gândesc mai bine zis ce mai am de făcut la ea, apoi să o vopsesc, pentru că acesta a fost și unul din motive pentru care nu am vopsit-o, deoarece au tot intervenit modificări și am zis să nu stau să tot retușez, să așa o să o vopsesc toată și cu asta basta, nu mai umblu la ea. Cam atât am vrut să vă arăt în acest video. Vă doresc un an bun, ce vă doriți să vi se împlinească și, în primul rând, să fiți sănătoși. Salutare!